Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. În cadrul Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Liviu Rebreanu, ediția a 13-a 2017, în ziua a 5-a a festivalului, sala arhiplină a Palatului Culturii a fost gazda unei traduceri și adaptări a celebrei piese Comedia de arte Slugă la doi stăpâni. După Carlo Goldoni, în viziunea regizorală a lui Marian Stan, scenografia fiind semnată de Mihai Panaitescu. S-a evidențiat costumația de epocă luxuriantă și muzica italiană. Un spectacol pentru toate vârstele cu o istorie simplă. Ideea centrală a piesei este foamea. Dacă ne aducem aminte ce se spune în Biblie, să ne câștigăm pâinea de zi cu zi cu sudoarea frunții, asta e. Suntem niște ființe înfometate care aleargă să-și umple burta la propriu sau la figurat. Foame de putere, de bani sau de dragoste. Personajul principal al piesei, Trufaldino Batocchio, în traducere Păcălici Făcăleți, de la Trufa, Păcăleală, Înșelăciune și Batocchio, Făcăleți pentru Amestecat Mămăliga, este considerat ca un al doilea Zani, Zani Giovanni, în traducere Ion. Este cea mai veche mască a comediei de arte, masca servitorului mereu înfometat. De fapt, noi toți suntem un fel de Zani, de când ne naștem până când Dumnezeu ne ia la el, așa că și cele patru personaje ale piesei sunt un fel de Zani. Stativ. Ciao. Oh.